Craiovenii pasionați de cultură care au venit la întâlnirea cu Virgil Ianțu au avut parte de multe surprize, concursuri și premii, dar și de o sesiune de autografe. Ideea emisiunii în format 100% românesc li se pare una excepțională. Mă pregătesc din școala generală. De unde veniți? Vin de la Pitești. Mi se pare o idee foarte bună. Da, care atrage oamenii. Cum vi se pare ideea acestui concurs? E minunată. Mai ales acum când avem nevoie de oameni care să creadă în România, când majoritatea pleacă și critică țara de unde au plecat. Virgil Ianțu le-a pregătit craiovenilor și un concurs cu întrebări din zona Olteniei, iar cei care au știut răspunsul corect au fost premiați. Comună în care s-a născut Gil Dobrică, faimoasă pentru producția de pepeni de buleni. Fost capitan al echipei naționale de fotbal și al FC Barcelona, născut la Calafat. Da, este vorba despre Gică Popescu. Câștigătorul primului sezon, Marius Hoara, a venit la Craiova pentru a le împărtăși viitorilor concurenți din experiența sa. El a câștigat 10 ediții ale emisiunii și totodată marele premiu. Eu am o experiență de concursul de cultură generală de prin 1998 chiar. Însă asta, experiența aceasta a fost cea mai interesantă și cea mai plăcută. A fost și de durată, pentru că au fost 10 concursuri. Sezonul al doilea al emisiunii Câștigă România începe pe 2 octombrie la TVR2. Eu cu Oltenia am o relație specială. Eu am început armata aici la Craiova, da, în Valea Roșie. Și am venit în mai multe rânduri la preselecții în orașul ăsta și sper să am cât mai mulți concurenți olteni. Preselecțiile continuă. Caravana Câștigă România va ajunge în Timișoara, Cluj-Napoca, Târgu Mureș și Iași.